Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Marius Brădățan, spune că pastilele de iodură de potasiu vor fi împărțite oamenilor numai în caz de incident nuclear, după ce medicii de familie au refuzat să împartă pilulele. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății spune că cele 30 de milioane de pastile produse de curând rămân la direcțiile de sănătate publică. Inițial, Ministrul Sănătății a încercat să convingă medicii de familie să distribuie pastilele, dar aceștia au explicat că acest lucru ar bloca acordarea serviciilor curente în cabinete. Nu vor fi distribuite persoanelor care ar putea fi afectate decât în contextul în care va fi nevoie, lucru pe care nu și-l dorește nimeni, adică să avem un accident nuclear sau o astfel de situație care să impună administrare de iodură tuturor cetățenilor. Ele vor fi distribuite în momentul în care vom avea, ferească Dumnezeu, un eveniment de tipul celor nucleare, spune Brădățan. Ministrul Sănătății precizează în campania de informare a populației că în caz de accident nuclear, în scopul de a realiza blocarea eficace a absorbției radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiații. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbția este blocată doar în proporție de aproximativ 50%. Ministrul Sănătății atrage atenția că iodura de potasiu se va administra exclusiv la indicațiile autorităților și doar în caz de accident nuclear. Metodele de informare ale autorităților în caz de accident nuclear se vor face prin intermediul radio, TV, mass media sau și prin intermediul sirenelor de protecție civilă.